Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Vreau să vă spun că ziua de marți este puțin tensionată, este puțin ciudată. O zi în care să știți că apar tot felul de provocări, în mare parte. O zi cu multă pasiune, dar o zi și cu lupte, dar în mod special pe tot ce ține de a ne impune, pe tot ce ține de lideri, de șef, de responsabilități. Așa că, dragilor, cei care vă știți prin poziții de conducere, vedeți ce faceți marți, că sunt șanse acolo să iasă cu un mic mare scandal. Bineînțeles că aș recomanda tuturor o mai mare atenție pe sănătate, pe rutină zilnică, în ziua de marți, pentru că, da, este o poziție destul de neplăcută între soarele din Fecioară și domnul Neptun din Pești, da? Este un moment în care putem să ne pierdem în detalii, este un moment în care este foarte bine să ne organizăm lucrurile și să fim deschiși, de ce nu, și în fața unor noi începuturi, da? În fața unor noi lucruri. Poate să fie un moment în care spunem, băi, gata, uite, închid rutina asta zilnică, nu știu, schimb programul, acționez într-un mod diferit. Da, e bine și așa, e bine și așa. O zi cu mici mari tensiuni pe bani, între femei în mod special, vedeți că undeva marți pe la amiază, doamnelor și domnișoarelor, vedeți că, na, teoretic o să fim așa mai, fie mai, mai delicate, mai sensibile, deci încercați să evitați astfel de lucruri în ziua de marți, da? Încercați să evitați. E o săptămână așa interesantă, când e soare, când e lună, când e bine, când e mai puțin bine. Deci se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Bun. Și în ziua de marți, în general, și bărbații au un rol foarte important, da, în această zi. Voi sunteți așa la nivel înalt. Puteți să aveți și o intuiție bună, însă în general aș spune eu că este o zi în care se iau decizii, o zi în care se pot rezolva foarte multe lucruri, dar știți cum? Fix acele lucruri care ne scot pe noi din zona de confort. Cumva tot am stat, le-am amânat sau n-au funcționat la momentul respectiv și uite că acum se pot rezolva. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Să știți că filmările pentru octombrie cred că apar, da, următoarea săptămână sau un weekend, nu știu, pentru că am ceva de rezolvat săptămâna asta și nu vreau să promit nimic. Am încercat pe cât posibil să recuperez, doar că mi-a fost dat programul peste cap destul de tare și nu știu, dar oricum până în octombrie mai e, deci apar cu siguranță filmările. Bun, spuneam că programul o să fie puțin decalat pe canal, o să fie puțin ciudat, filmările zilnice apar, da? Dar să zic așa, pentru următoarea săptămână o să fie din nou treaba așa schimbată cu partea de comunitate, cu partea generală. O să vedeți exact despre ce e vorba. Și vă reamintesc de previziunile pentru această săptămână, pentru că nu uitați că avem echinoxul de toamnă, da? Un eveniment foarte frumos și foarte intens, aș spune eu. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Hai să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie și începem cu berbecul. Dragi berbeci, pentru voi astăzi sunt niște tensiuni așa pe la amiază, pe bani, pe afaceri, în relația cu copiii, în relația cu o femeie. E ceva care vă scoate din zona de confort, însă este o perioadă în care v-aș recomanda foarte multă odihnă. Încercați să nu puneți la suflet tot ceea ce se petrece în jurul vostru și nu vă lăsați provocați de tot felul de evenimente. Este o zi în care pot apărea cheltuieli sau puteți să primiți bani. Tot această zi este tensiune cu femeile, deci doamnelor și domnișoarelor, repet, fiți puțin atente. Norocul pentru tine vine din partea prietenilor, norocul pentru tine vine din zona de online. Da? Sunt acolo niște lucruri ciudate legate de muncă, legate de sănătate, legate de rutina ta zilnică. Hai să vedem. Dragi berbeci, și avem spânzuratul, prima carte, regina de monede. O conexiune cu zodia Pești, Taur, Capricorn, Fecioară. Uite, poate să fie o zi în care lucrurile se mișcă cumva într-o direcție diferită, poate să fie o zi în care simți așa un mic mare blocaj legat de bani sau e nevoie să-ți sacrifici timpul ca să ajuți o persoană. Apoi avem Eremitul, o conexiune cu zodia Fecioară. Din nou se amplifică această idee de izolare, de stagnare, această idee cum că e nevoie să stai mai mult tu cu tine.
și să analizez lucrurile mult mai profund. Apoi avem doi de bâte, o călătorie îndepărtată pe care o faci sau cineva care îți vine în vizită și tot doi de bâte poate să însemne și o decizie importantă pe care tu o iei astăzi. O zi cu mici, mari blocaje. Zodia Taur. Dragi Tauri, o zi foarte ciudată pentru voi. În primul rând, evitați conflictele în casă și în familie sau conflictele în general cu oamenii din jurul vostru. Sunteți ceva mai sensibili în această zi de marți, așa că e nevoie să vă mai relaxați. De asemenea, vedeți că apar în general tensiuni în relațiile cu ceilalți, doar că, dragi Tauri, pentru voi opoziția asta are legătură cu relația cu partenerul, da? Relația cu partenerul sau poate e vorba de o afacere, poate e vorba de un copil, de anturajul acestuia. Deci cumva îți planifici ceva împreună cu partenerul, cu o călătorie sau ai niște discuții, visați acolo frumos la viitor, dar pentru alți Tauri, uite, poate să fie un moment în care vă dați și voi seama ce vă place și ce nu vă place cu adevărat. Da? Este o situație din care oricum ar fi, tu vei ieși bine din punct de vedere profesional sau vei ieși bine ca și reputație. Și foarte mulți Tauri, vedeți că aveți niște discuții foarte importante cu partenerul în ziua de marți, da? Unii poate deja simțiți energie. Bun. Regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă pentru unii, rac, scorpion sau pești. Poate să fie și o zi în care ești ceva mai sensibil, așa cum spuneam, și reacționezi destul de brusc la tot felul de lucruri. De asemenea, tot ziua de marți vine pentru tine cu o veste bună, o inovație, o schimbare, o legătură cu un vărsător, văd aici, dar și o veste care ține de zona de online. Iar ultima carte, Regina de Bâte. Deci o legătură văd aici și cu o conexiune și cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Mă gândeam așa, uite, poate să fie o zi în care treci așa de la emoție la practică. Vezi că o să fie dificil puțin să-ți controlezi emoțiile, să controlezi reacțiile tale. E o bucurie aici care ține de un drum. Deci cineva îți face o bucurie de la drum. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, mare atenție pe sănătate în perioada asta. Vedeți că nu aveți energia necesară. Da? Eu una o simt din plin. Simt opoziția între Soare și Neptun. Vedeți ce faceți, luați și voi odihniți și voi, nu exagerați. Pentru că astăzi, știți cum, apar mici mari tensiuni în relația cu niște foști colegi de la muncă sau cu niște foști colaboratori. Seria au niște discuții, parcă aveți ceva de rezolvat, ăștia vin, vă caută, vă sună, nu vă lasă în pace. Pe de altă parte, dragi gemeni, evitați conflictele cu femeile la muncă, undeva pe la amiază, sau conflictele cu vecinii, cu rudele. Acolo există risc de așa ceva, deci evitați că nu e ok. Evitați că nu e ok. Este vorba despre posesivitate, despre încăpățânare pentru unii gemeni, să pot fi chestiuni legate de o negociere. Pentru tine este un moment în care poate ești prins între casă, familie, viață profesională, este vorba despre despre niște activități, da, pe care le faci tu acolo, fie singur, fie împreună cu partenerul, și acolo vezi că pot apărea tot felul de situații ciudate. Pot fi, știu eu, tot felul de discuții pe care le aveți, da? Pot fi tot felul de planuri pe care vi le faceți cu partenerul, dar pe de altă parte e un moment în care, dragi gemeni, n-ați prevăzut voi ceva sau n-ați prevăzut ceva sau se întâmplă ceva acolo. Norocul pentru tine vine din zona străinătății, dar și din planul spiritual, deci ascultă-ți foarte mult intuiția în ziua de marți că e de bine. Uite, asul de spade, patru de spade, deci vrei să te odihnești, vrei să te relaxezi. Asul de spade vine cu un nou început, vine cu o veste bună. Asul de spade vine și cu o clarificare a unei situații. Opt de spade, uite, ești prins aici între tot felul de gânduri. Poate e bine să dai un pas în spate, să te relaxezi puțin. Da? Să-ți faci ce ai de făcut prin jurul tău. Iar ultima carte, turnul. Wow, dragi gemeni, turnul vine cu o veste trăsnet pentru voi, deci o surpriză foarte mare.
poate chiar un secret care se află sau un secret care iese la suprafață, o informație pe care o afli, care uite, poate avea legătură cu o persoană mai în vârstă sau o persoană care este cumva mai retrasă din fire. Poate e ceva legat de o poveste de iubire pentru unii gemeni. Da? Poate ați stat, ați ținut în voi și acum băgat, a explodat. Fie voi, fie partenerul, repet. Zodia Rac. Dragi raci, o zi în care, vedeți voi, pot apărea tensiuni legate de copii, legate de iubire, legate de partea aceasta de afaceri, pot fi niște tensiuni legate de anturajul copiilor sau tensiuni legate de viitorul relației cu persoana iubită, poate niște activități pe care vi le-ați programat. De asemenea, încercați să evitați speculațiile financiare și încercați să evitați tot ceea ce ține de riscuri și tot ceea ce ține de bani. Mai ales mars pe la amiază, încercați să evitați discuțiile în contradictoriu, pentru că există foarte mare risc de conflict în ziua de marți. Da? E și ziua lui Marte, Marte ești prin zodia balanței, zodia relațiilor, deci e clar că pe acolo face prăpăd. Pentru voi este un moment în care fie pierdeți contactul cu realitatea, fie unii sunteți treziți la realitate. Da? E ceva care poate vă scapă de sub control. Un bărbat, da, vă poate trezi la realitate dintr-o situație, dintr-o chestiune ciudată. Iar unii raci, vedeți că aveți foarte multă intuiție în ziua de marți și ar fi foarte bine să o ascultați. Iar norocul pentru voi vine printr-o închidere, vine printr-o separare, prin a renunța la un anumit lucru sau la un anumit obicei. Da? Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Și avem 6 de monede, marele preot, o legătură cu zodia Taur. Vezi tu, este o zi în care primești bani sau dai bani. Poate să fie și o zi în care înveți ceva sau primești un răspuns legat de un examen sau legat de zona străinătății pentru alții dintre voi. Justiția, o legătură cu zodia Balanță. Dar astăzi, uite, poți să rezolvi ceva important legat de niște acte sau poate niște drumuri de făcut. Poate ai niște decizii importante de luat, dar văd că unii raci parcă aveți legătură aici cu haine de stat, da? Cu persoane importante. Cavalerul de monede, ultima carte, se pare că merge așa încet și sigur pe un drum și tot cavalerul ăsta de monede, să știi că înseamnă multă stabilitate. Da? Multă stabilitate. Cum spuneam eu, e ca și cum cineva sau ceva te trezește la realitate și spune, bă, trebuie să mai renunți la o chestie, trebuie să mai lași în urmă ceva anume. Bun, dragi raci, o zi în care lucrurile cumva sunt în echilibru. Zodia Leu. Dragi lei, apar niște lucruri de rezolvat, da, legate de casă și de familie astăzi. Poate unii lei e nevoie să vă împărțiți într-un mod egal între casă, familie, da, viață profesională. Pe de altă parte, este o zi în care e bine să eviți conflictele cu femeile, pentru că există foarte mare risc de așa ceva. De asemenea, este o perioadă în care ești cumva puțin trezit la realitate privind valoarea pe care o ai. Da? Și privind banii celorlalți, privind alimentația, nu știu, unii lei poate sunteți treziți la realitate și se spune, bă, uite că aici nu e ok, aici nu e în regulă. Se finalizează ceva, e ca și cum primești niște bani, dai niște bani, deci se rezolvă ceva din acest punct de vedere. Este un noroc foarte mare pe care îl ai legat de un contract sau legat de partenerul tău de viață, legat de un colaborator, de ceva de genul acesta. Însă pentru tine este o perioadă cu tensiuni pe bani și pe axa aceasta a alimentației. Fii puțin atent și pe ce mănânci, da? În ziua de marți sau în general zilele astea. Mereu când au fost opoziții, da, din asta pe axa sănătății, eu știu, eu una le-am simțit din plin, cred că și voi cu toții le simțim. Totul se dizolvă. Hai să vedem, avem, wow, îndrăgostiții, asul de monede, da?
o dovadă pe care o primești, o șansă privind o relație, privind o poveste de iubire, privind o colaborare, ceva important, de care ție, uite, ți este teamă aici. Da, ți este teamă. Văd o conexiune cu zodia Gemeni pentru unii lei. Apoi avem 4 de spade, deci o zi în care vrei odihnă, vrei liniște sau această dovadă, această bucurie care are legătură cu avansare, cu niște bani pe care îi primești, cu un loc suplimentar de muncă, cu un proiect nou, deci ceva care te mulțumește, te liniștește. Și avem steaua, o legătură cu zodia Vărsător, dar este și o zi în care apare acea lumină de la capătul tunelului pentru sufletul tău. E ceva legat de o colaborare, e ceva legat de o persoană pe care tu o respecti foarte mult sau pentru alți lei, bineînțeles că este vorba despre o decizie importantă aici la nivel înalt. Ceva reușești tu acolo să clarifici. Zodia Fecioară, dragi fecioare, pentru voi în mare parte e o zi bună, da? Însă încercați și voi să fiți puțin atenți la ceea ce comunicați de dimineață. În schimb, undeva pe la amiază, vedeți că apar niște tensiuni legate de drumuri, legate de o relație, legate de casă, de familie, de o relocare. Aveți ceva acolo de făcut. Poate unii aveți de făcut niște drumuri, da? Trebuie să mergeți undeva. Trebuie să faceți ceva anume. Și undeva, tot marți pe la amiază, încercați să evitați conflictele cu femeile. Nu luați lucrurile la modul personal, dragi fecioare, că nu are nimeni nimic cu voi. Da? Nu are nimeni nimic cu voi. Poate e ceva legat de niște bani sau e ceva legat de o lipsă de apreciere pe care o consideri tu. Însă, dragi fecioare, este o perioadă în care e bine să fiți puțin atenți în relațiile cu ceilalți, că acolo sunteți puțin treziți la realitate, da? Și vi se spune, bă, uite, aici faci bine, aici nu faci bine. Persoana asta e bună, persoana asta nu e bună. În același timp, încercați să nu pierdeți contactul cu realitatea unii dintre voi, da? Adică nu vă faceți așteptări foarte mari de la ceilalți, v-am mai spus. Nu vă mai faceți așteptări. Dacă ați făcut un lucru, lăsați omul ăla în pace, da? Nu vă mai creați așteptări. Că e unul dintre acele momente în care, pac, apare răspunsul. Norocul pentru tine vine de pe casa sănătății sau casa muncii, deci norocul pentru tine e pe muncă, pe sănătate, pe rutină zilnică. Wow, wow, wow. Bun, și avem 3 de cupe aici, 10 de cupe și au căzut niște cărți aici, trebuie să le iau, n-am ce să fac. Of, 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 dragi fecioare, ce faceți voi? Că aveți multe cărți aici. Ia să vedem. Aveți multe cărți aici, ia să vedem. Ceva legat de o așteptare legată de bani, de sănătate pentru unii? E o veste aici pe care o aștepți. Ia să vedem. Și uite, are legătură cu vindecarea. Deci, o conexiune văd cu zodia Săgetător pentru unii. Lucrați la ceva, încercați să vă împărțiți între două direcții, două situații ciudate. 3 de cupe înseamnă o primă bucurie pentru tine. Ceva te bucură, ceva îți place. 10 de cupe, te întâlnești cu familia, cu persoanele, dragi ție. Poate să fie o zi în care, știu eu, trebuie să mergi în două locuri sau o zi în care două persoane diferite îți cer părerea sau îți cer ajutorul. Valetul de spade, multă curiozitate pe care tu o ai și tot valetul de spade, să știi că vorbește despre multă claritate, da? Ceva se clarifică pentru tine. Ești curios în legătură cu o situație, în legătură cu ceva, dar este bine, așa cum am zis, dragi fecioare, să fiți puțin atenți și pe comunicare. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi este o zi cu bani. Da? Cu bani în sensul că e o zi, dragi balanțe, care mai apar niște cheltuieli și voi ar fi bine să fiți atenți și pe axa sănătății neapărat, mai ales pe tot ce ține de alimentație. Luați și mâncați cum trebuie, mâncați sănătos, mâncați la timp, vedeți ce lichide beți, câte lichide beți și ce faceți, pentru că nu e ok. Da? Nu beți rece, nu știu. Voi vă știți sensibilitățile, da? Chiar e un moment în care ar fi bine să te mai relaxezi, să te mai odihnești, să stai undeva, nu știu, să fii mai relaxat, mai detașat, în natură, acasă, concediu bănesc nu poți să-ți iei, dar
încearcă totuși să nu te mai implici așa cu tot sufletul în toate chestiile. Și vezi tu, apar acolo niște lucruri ciudate, apare un mic mare haos, apare ceva care se rezolvă. În schimb, norocul pentru tine vine din partea unui copil sau din partea persoanei iubite. Toată situația asta e ca și cum ai spus, bă, mă duc în direcția respectivă și până la urmă se întâmplă ceva acolo, se învârt astrele cumva și ajungi altundeva. E de bine, că poate cunoști pe cineva, dar poate, uite, te apropii mai mult de persoana iubită. Cumva planurile de acasă nu prea sunt cu cele, cu faptele care se petrec, da, când mergi și faci acțiunea în sine. Și pentru tine este o zi puțin tensionată în relația cu o femeie sau în relația cu femeile, în general vorbind. Poate să fie ceva legat de dragoste sau poate să fie ceva legat de bani pentru alții. Ceva legat de un grup de oameni din care faceți voi parte. Niște prieteni, poate planul de online. Uite, soarele 8 de bâte, o legătură cu un leu, dar eu o zic cu o bucurie uriașă pentru tine. Ceva se rezolvă ca prin minune. O zi în care vei simți că timpul trece foarte rapid pe lângă tine și asta e ok. Primești tot felul de vești, mesaje, apeluri telefonice, e-mail-uri. Și apoi avem Marea Preoteasă, o conexiune cu o persoană mai retrasă, intuitivă, poate chiar este o persoană care știe foarte bine ce dorește. Simt eu aici că fie merge într-un loc mai retras astăzi, fie este un moment în care se rezolvă ceva ca prin minune. A venit pisica să te salute. Ultima carte, 2 de cupe, o întâlnire cu o persoană dragăție, poate o întâlnire în secret sau poate niște discuții importante pe care le aveți, un flirt. 2 de cupe înseamnă, uite, 2 de cupe, valetul de cupe, deci pot fi niște discuții legate de un copil sau discuții legate de o persoană dragă. Niște vești bune care apar. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi este o zi în care, bineînțeles, sunteți în centrul atenției. Primul rând, dragi scorpioni, vedeți că e un moment în care apar tensiuni în relațiile cu ceilalți. Da? Ceva mai trebuie preanalizat, ceva trebuie schimbat pe acolo. Și tot astăzi evitați oarecum conflictele cu femeile, în mod special. Poate să fie și o zi în care unii sunteți așa, ca și cum fie trăiți un moment magic, dar pe de altă parte nu mai înțelegeți nimic. Parcă vi se dizolvă realitatea, vi se dizolvă viitorul, nu mai e nimic sigur. Fie pentru voi, fie vorba de anturajul copilului. Vedeți pe acolo, dragi scorpioni, că e posibil să vă faceți prea multe gânduri. Da? Și e posibil să fiți puțin treziți la realitate. Pe de altă parte, văd că în relația cu partenerul pot apărea mici mari conflicte privind viitorul relației. Pentru că na, sunteți prinși pe așa ceva. Vă zic eu că pregătiți ceva, aveți voi ceva în minte cu siguranță. Deci nu spuneți că nu, că aveți cu siguranță. Măcar așa la nivel de idee tot aveți. Alții cu siguranță aveți niște planuri așa bine puse la punct. Ideea e că din toată situația asta conflictuală, ciudată, pentru tine e de bine pe casă, pe familie, pe stabilitatea ta emoțională. Deci asta e absolut fantastic. E o perioadă în care simți și tu așa tensiuni legate de afaceri, legate de copii, de anturajul copilului, de știu eu, vă îngrijorați, da? Vezi că Saturn acolo vrea să abordați lucrurile serios, dragi scorpioni, și vrea puțină detașare, adică bun, e copil, e copil, dar mai lăsați-l să mai dea și singur cu capul, adică trebuie să învețe niște chestii singur, da? Regina de spade, asul de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Văd o persoană rece, detașată, este o persoană care vede lucrurile așa în alb și în negru, cam ca voi. Pe de o parte, pe de altă parte văd o persoană foarte rațională aici, da? Văd o veste care apare, o speranță mare, dar dragi scorpioni, posibil și voi să luați o hotărâre. Valetul de bâte, o activitate nouă pe care o faci, mai văd o legătură cu un adolescent sau poate chiar un răspuns pe care îl primești privind un adolescent sau privind o persoană din viața ta. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, dar marele preot să știi că vorbește și despre stabilitate pentru tine. Despre faptul că se rezolvă ceva privind un parteneriat, privind o relație de iubire, privind o prietenie. E ca o împăcare sau e ca și cum se ajunge la un punct final legat de o sumă de bani sau legat de ceva material.
Chiar scorpionii singuri, vedeți că sunt șanse să apară cineva, dar e foarte ciudată povestea dacă e și apare. Zodia săgetător. Dragi săgetători, cum să vă spun? Bănuiesc că nu vă puteți lua liber de la muncă, dar măcar nu exagerați. Da? Nu exagerați cu absolut nimic. Vedeți că e o zi în care e posibil să vă faceți singuri de muncă, dar pe de altă parte este o zi în care e bine să evitați și voi conflictele cu femeile, mai ales cu tot ceea ce ține de femeile care au legătură cu studii superioare, femeile de la nivel înalt, femeile care, nu știu, vă pot învăța anumite lucruri. Iar unii e ca și cum sunteți puțin scoși acolo din zona de confort. Însă, în general, este un moment în care vi se arată, dragi săgetători, că mai există și altceva pe lumea asta în afară de casă și de familie, sau vi se arată, bineînțeles, că cumva e nevoie să abordați puțin lucrurile diferit. Da? Saturn acolo în pești, fie vi se arată că băi, prea exagerezi, da? Adică prea ești prins pe casă și pe familie, fie pentru alții poate nu sunteți prinși mai deloc și acum na, e nevoie să mai rezolvați niște situații. O zi în care pierdeți controlul, da? Și de asemenea norocul pentru tine vine din partea vecinilor, din partea apropiaților, din partea rudelor. Poate chiar este un noroc pe partea de comunicare sau chiar pe partea de studii, de ce nu? Hai să vedem, dragi săgetători, ce trebuie să știți voi. Și începem cu împărăteasa, da? Lumea, wow, o legătură, uite, cu niște zodii fixe, un taur, leu, scorpion, vărsător, împărăteasa, uite, deci niște vești bune legate de niște femei. Este și o zi cu foarte mare putere pentru tine, primești niște bani, dai niște bani, rezolvi o situație, afli de o închidere, tu e liberare, turnul, ceva se rupe, ceva se transformă. Ceva merge într-o direcție ciudată. Regele de bâte, ultima carte, care e cartea ta. Sau poate ai legătură și cu o altă zodie de foc. Un berbec, un leu, poate un alt săgetător. Ești foarte pus pe activități în această zi și vei rămâne surprins de o veste pe care o afli legată de un rege de bâte sau poate e o veste legată de străinătate, din ce văd. O veste legată de un plan pe un termen mai lung. Sau de o călătorie pe care omul ăsta o face. O zi în care se rezolvă multe lucruri, dragilor, deci fiți deschiși. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, pentru voi este o zi cu risc de conflict în relația cu partenerul, mai ales Capricorn, aflați într-o relație, pot fi chestiuni legate de gelozie, de posesivitate. Alții, știu eu, sunteți prinși pe partea aceasta de prieteni, partenerul vrea să vadă cu voi. Sau cine știe, poate agățați ceva astăzi, deci fiți atenți prin jurul vostru, indiferent dacă sunteți sau nu într-o relație, cum asta contează. Da? Este o perioadă pentru tine în care trebuie să înveți lucruri. Se rezolvă ceva, da? Ca prin minune, legat de planul ăsta de străinătate, legat de studii, legat de bani, de niște acte. Și ceva acolo e foarte, foarte interesant pentru tine. Atenție în schimb pe drumuri în perioada asta și atenție pe comunicare, pentru că aici lucrurile pot fi destul de ciudate. Este o situație din care tu vei ieși bine financiar sau este o situație în care te vei simți bine, în sensul că atunci când se termină povestea, îți recapeți încrederea în tine. Da? Pot fi niște discuții acolo ciudate. 6 de bâte, cavalerul de spade. Deci pe neașteptat apare o bucurie pentru tine, este și o zi în care te simți bine, vrei să arăți lumii cine ești tu, te bucuri de un rezultat pe care îl primești și poate îl și împărtășești cu ceilalți. Apoi avem împărăteasa în inima ta, o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Simt aici că este o zi pentru tine în care te intri în contact cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Spuneam de taur sau balanță. Veste bună, nu știu, pentru tine ca femeie sau o veste bună legată de o femeie, ceva legat de o avansare, de confortul tău.
Ultima carte, 6 de cupe, o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără și tot 6 de cupe înseamnă o legătură cu un suflet pereche pentru unii capricorni. Trecutul ăsta bate la ușă sau primiți o veste bună care vă liniștește. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, o zi în care sunteți în centrul atenției, doar că ce să vedeți, apar niște responsabilități de prin trecut. Da? Ceva n-ați făcut voi bine în trecut sau ați amânat sau n-a funcționat. Mai apar niște lucruri de rezolvat astăzi pe casă și pe familie. Poate chiar te revezi cu niște rude și, în general, dragi vărsători, Mars pe la amiază, evitați conflictele cu femeile. Da? Nu știu, colegi de la muncă sau rude, persoane, pentru că sunt niște discuții acolo, fie legate de acte, fie legate de o călătorie, fie e vorba de distanță și atunci normal că lucrurile devin mai acide. Fie în relația cu femeile, fie într-o poveste de iubire, apoi pentru tine este o perioadă în care la fel e bine să fii puțin atent pe partea de alimentație, vezi ce mănânci, vezi ce faci, pentru că te poate agita toată povestea asta. Și pentru tine este o perioadă în care îți intră bani, dai bani, se rezolvă ceva legat de partea aceasta financiară pentru tine. Da. E o situație din care tu vei ieși extraordinar de bine. Poate să zic că partenerul tău trece printr-o perioadă ciudată, nu e neapărat nevoie să treci tu și cineva din jurul tău. Avem regele de spade, 2 de bâte, eremitul, o conexiune cu zodia fecioară și uite, regele ăsta de spade e cartea ta. Stai aici izolat și îți faci tu niște planuri sau este o persoană aici în jurul tău care e supărată, care e mai retrasă. Atenție pe la inamici astăzi, dar o zi în care tu îți faci niște strategii foarte bune, foarte, foarte bune. Acum, dragi vărsători, ca să vă spun un secret, nu luați lucrurile la modul personal, pentru că indiferent ce faceți, da, voi oricum ieșiți în evidență în ziua de marți. Adică, nu știu, vă duceți într-un grup de oameni, oricum v-ați îmbrăcat și orice ați face, voi ieșiți în evidență. Și chiar dacă cineva a făcut o prostie, posibil tot voi să ieșiți în evidență. Da? Că e de bine, că e de rău, depinde de fiecare. De asta vă zic, nu o luați personal, că oricum ar fi ieșiți în evidență, zilele astea cel puțin. Apoi, văd aici o călătorie îndepărtată sau o legătură cu o persoană care se află la distanță de tine. În același timp, tot văd aici niște strategii sau ceva ce tu pregătești sau cineva pregătește un anumit lucru în jurul tău. Lumea, ultima carte, este o arcană majoră din nou, care este o carte pozitivă. Deci te simți în largul tău, te întorci undeva, iei o decizie privind o călătorie, privind un final, o eliberare. Deci lași ceva în urma ta. Și așa cum spuneam, dragi vărsători, nu luați lucrurile la modul personal, da? Că nu e cazul. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi să știți că este o zi în care sunteți foarte mult concentrați pe zona studiilor superioare, pe tot ceea ce ține de călătorii îndepărtate, relația cu spiritualitatea și tot pentru voi este o zi în care vedeți că apar mici mari tensiuni acolo. Da? Adică una vi se spune, alta se face, e un moment în care vi se cere să acționați puțin și la fel și voi evitați luptele astea de putere pe la muncă, cu șefii, cu femeile, cu persoanele din jurul vostru. Acum, na, știți cum, dragi perești, munca, na, acum puteți să fiți și pasionați de ceea ce vă place, dar cu siguranță mai aveți momente când spuneți, bă, nu mai pot, gata, vreau pauză. Da? Și eu pățesc asta, toate când iubesc. Da? Și ce fac aici și ce fac în altă parte cu meseria mea. Dar câteodată mai obosești, e normal, cam așa și voi, adică nu exagerați. Este în general o perioadă în care sunteți puțin treziți la realitate, dragi perești, știu că nu sună bine, asta e viața. Cumva v-ați făcut voi acolo tot felul de iluzii privind anumite persoane și acum în sfârșit vi se spune, bă, gata, uite, asta e realitatea. Asta e realitatea, așa se rezolvă lucrurile și ceva legat de un șef, de o avansare, de o decizie importantă, poate legată de niște acte și poate de zona studiilor superioare pentru unii pești. Da? Dar vezi tu, este o situație în care tu ești protejat, adică nu insista, nu insista.
Poate este o decizie, știu eu, legată de o sumă de bani, legată de o bancă. Vezi că, teoretic, da, până pe 2025, nu prea stai tu bine la capitolul ăsta, da, la relația cu băncile, la toată zona aceasta. Hai să vedem, dragi pești. În general, în relațiile cu ceilalți ești protejat, dar, repet, ideea e să nu insiști. Și avem lumea și pentru tine, deci femeile să știi că au un rol foarte important în ziua de marți pentru tine. O conexiune văd cu zodia Taur, Balanță, Leu, Scorpion, Vărsător. Pentru unii. E o bucurie legată de o sumă de bani, legată de confortul tău, legată de o femeie. E o bucurie legată de stabilitatea ta, asul de spade, un nou început sau o decizie importantă care se ia, un răspuns pe care îl afli, o decizie pe care tu o iei. Păi băi, gata, până aici. Doi de spade, ultima carte, o decizie importantă pe care o ai de luat, dar vezi tu, este și o zi de marți în care vei evita să comunici foarte mult, adică și cum te închizi acolo în tine. Apa, dragi pești, ce să facem? Știți cum? Sunt niște vești aici care apar și care vă lasă fără cuvinte, pur și simplu. Și nu o să vreți să comunicați. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă doresc să aveți o zi de marți cât mai frumoasă și nu uitați să fiți puțin atenți și pe rutina zilnică și pe sănătate. Mai vedeți puțin acolo că e nevoie să vă mai concentrați puțin și pe voi.